Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, domnul împăraților pământului. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor, amin! Iată că el vine pe nori, și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus Hristos. Mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în apoia mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea, Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea. M-am întors să văd glasul care mi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici.